Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Stumble Guys. În acest episod o să dăm 1v1 cu câțiva playeri care sunt printre cei mai buni din România. Unul dintre ei este chiar în top local, deci da, dați un like pentru asta. În fine, acum așteptăm să intre toți băieții și după îi dăm cu un match. Pe mapa Bloc de Infinite, desigur, ca să fie cea mai mișto mapă și cea mai tryhard. Hai să dăm play. Să vedem cât de buni sunt acești băieți. Bun, ia vedeți. Numai speciale, numai gingerbread guy. Deci da, o să fie... Wow, deja a căzut unul, nu știu cum e posibil. Nu știu cine era, dar în fine. Sărim pe aici. Deci, unul a căzut doar pentru că probabil a trollat, dar ei sunt printre cei mai buni din România, deci. Ok, după câte vedeți, fac foarte multe sărituri pe aici acești băieți. Joacă destul de haotic. Ok, sărim pe aici așa. Și apropo, dacă strângem 50 de like-uri la acest video, o să mai adun niște băieți să dăm 1v1 să vedem din nou cât de buni sunt. Printre cei mai buni din România, poate. Ok, nu știu ce fac acolo în spate, dar e treaba lor. Adică, mă rog, logică e treaba lor că ei sunt mai buni decât mine, deci, da. Ok, după cum vedeți, ăsta cu specială destul de agresiv cu alunecarea. Așa. Sărim pe aici. Ok. Mamă, dar ce mi-alunecă caracterul. Mamă, unul deja a picat. Ca să înțelegeți, e 2v2 sau, mă rog, ceva de genul. Acum o să rămân cu acest băiat să vedem cine joacă mai bine. Ok, sărim aici, perfect. Nu, nu m-a aruncat, what? Ok, guys. Se pare că a câștigat Eddie. Da, sincer, mă așteptam. GG Eddie în comentarii. Ok, după cum vedeți, acum suntem pe echipe. Ok, oare mi-a ieșit să trec prin perete? Da, nu mi-a ieșit foarte mișto. Ok, mergem așa. Sărim pe aici pentru că putem. Sau, mă rog, trecem pe dedesubt. E aceeași lucru. Ia uitați ce nebun sunt acești băieți. Ok, trec prin perete. Nu, n-am trecut prin perete. Ok, aici sărim pe această chestie. Așa. Văd că meciul ăsta nu prea... Ok, doar ce vreau să zic că nu prea mai sunt agresivi băieții. Dar fix atunci mi-am luat un emote. Ok. M-am lovit de aia, dar nu contează. Sărim pe... Ia uite, bă, ce fug ăștia. Wow. Ok, sărim pe aici. Așa. Wow. A dat un pumn băiatul cu specială. Ok, sărim pe aici. Sunt curios cât de mult poate să reziste băieții pe Bloc, deci. Da, fără să troleze sau să facă... Să-ți dea un spectacol, mă rog, să joace... Fără spectacol, dar să reziste cât mai mult. Adică pe rezistență. Sărim pe aici, așa, perfect. Ok, asta e o chestie destul de grea, că mi-alunecă caracterul. Așa, perfect pe aici. Așa, sărim pe aici. Unul a căzut. Dar nu contează. Nu, nu! Am căzut și eu, bro. Da, și ce să vezi, din nou câștigă Eddie. Da, sincer să vă spun, mă așteptam din nou. Hai să vedem, i-am adus pe băieții ăștia grei la un laser infinit, că toți ziceau că ei sunt foarte buni pe laser, așa că să vedem cât de buni sunt. Ok. Primul laser... Wow, bro, what? După cum vedeți, am fost terminat din prima chiar de Eddie, deci aparent băieții ăștia chiar sunt buni pe laser. Bă, dar nu știu cum a făcut să... ca doar eu. What? Hai să rămânem spitit pe ei. Ok, văd că băiatul ăsta cu special e destul de agresiv, dar și-o cam ia în cap. Ok, cineva a aruncat o banană. Deci, cred că doi sau toți, nu știu câți au emote-ul de banană. Dar se feresc cam bine băieții ăștia. Adică, dați o notă, scrieți și voi în comentarii. Hai să mai stăm spictei și pe Eddie, care a câștigat Bloc de Shoe Infinite. Se pare că face mișcări destul de smooth. Ok, să vedem ce o face aici. Sare peste asta, așa. Ok, a mai căzut cineva. Se pare că au rămas ei doi. Și s-au luat în brațe. Oh, Eddie a dat pumnul ăla și wow! A câștigat, let's go! Bro, Eddie câștigă aparent toate meciurile. Nu știu cum e posibil, dar GG. Hai să vedem, mi-am adus pe băieții ăștia pe noua mapă Hot Wheels Hustle. Să vedem ce pot. Bă, dar spawnul ăsta e foarte incorrect, după câte vedeți. Da, încerc și eu să mă duc și aparent sunt cel mai în spate. Da, e bine.
ce să zic. Ok, sară pasta așa. Haide, hai, perfect. Am ajuns. Haide, bro. Deci ar fi o mirare dacă fac și eu un win. Deși, nu știu, nu prea cred. Ok, sar pe aici așa. O, mașină roșie, dar Eddie are mașină albă, care e mai bună. Deci aia e. Ok, poate se încurcă Eddie. Nu, nu se încurcă. Joacă bine băiatul, n-aveți ce să spuneți. Așa, mergem pe aici. Da, e foarte incorrect din cauza mașinilor. Și parcă zicea Stumble Guys-ul că ăla care ajunge primul tunel primește o mașină mai proastă și la care ajunge după o mașină mai bună. Dar văd că regula asta nu prea se aplică. Mă rog, din nou câștigă Eddie. Nu e o mare surpriză pentru că mereu câștigă, deci da. Cred că are 4 coroane consecutive, dacă nu mă înșel. Deci, GG. Alex Rip știi că port Philip Plain, am în buzunare doar sute de lei. iPhone 12 suna, mâna pe Taylor, are bătaie, reject la apel. Am cel mai fin haz, mă știu, un cartier, bat doar câte 4 că e prea lejer. Și când ești pe străzi îmbrăcat în Moncler, gagică să mă vede, dar lăsa pe